Bună, sunt Elena și bine v-am găsit sau regăsit pe canalul meu. Astăzi vă vorbesc despre romanul Zăpada de primăvară, semnat de Yukio Mishima. Romanul este prima carte din tetralogia Marea Fertilității și apare în anul 1969. La noi este tradus la editura Humanitas. Familia marchizului Matsugaie se bucură de o poziție destul de înaltă în ceea ce privește societatea japoneză de la începutul secolului trecut. Pe de o parte, familia marchizului este foarte apropiată de familia imperială. Pe de altă parte, Matsugaie este foarte investit în ceea ce privește influențele ce vin din vest. Poziția familiei în societate este una puternică și clară. Singurul fiu al marchizului, și anume Kiyoyaki, este un băiat retras și un băiat foarte sensibil. Nimeni nu știe ce gândește acesta și pe parcurs cititorul începe ușor-ușor să afle ce se ascunde în sufletul tânărului. De mic, Kiyoyaki este prieten cu Satoko Ayakura, o fată dintr-o familie foarte bine văzută în societate, dar o familie care este săracă. Dragostea celor doi este mistuitoare și tragică, iar cititorul urmărește cum se desfășoară aceasta pe parcursul a mai multor zeci de ani. Zăpada de primăvară de Yukio Mishima este o carte ce portretizează societatea japoneză de la începutul secolului trecut. Se pune accent pe schimbările sociale și politice ce au loc în înalta societate prin intermediul celor două familii, și anume Matsugaie și Ayakura. Ambele familii se bucură de atenția familiei imperiale, însă statutul lor este diferit. Matsugaie sunt bogați și sunt foarte multe elemente din vest pe care le aduc în casa lor, iar Ayakura încearcă să fie cât mai tradiționaliști. Yukio Mishima conturează bine personajele și le descoperă adevăratele trăiri pe parcursul narațiunii. La început este destul de dificil să te atașezi de unul sau de celălalt, însă, odată cu avansarea acțiunii, îți dai seama ce gândesc de fapt. Am apreciat mult personajele secundare care intră în scenă. Mi-a plăcut mult de Honda, cel mai bun prieten al lui Kiyoyaki, un băiat care are de gând să învețe pentru a răzbate în viață. Honda este genul de prieten care nu judecă și care ajută chiar dacă știe că urmările nu vor fi cele mai bune. Un alt personaj de care mi-a plăcut este Inuma, care e mentorul lui Kiyoyaki. Un bărbat de o situație socială modestă, acesta are de gând să scoată din fiul marchizului tot ce este mai bun. Relația dintre cei doi nu este una strălucită, însă e de apreciat modul în care gândește fiecare. Atât Kiyoyaki cât și Inuma au dreptate în felul său, însă ambii refuză să discute anumite aspecte. În ceea ce privește personajele feminine, acestea sunt conturate într-un mod aparte. Satoko este enigmatică și tăcută până în momentul în care trebuie să se afle față în față cu Kiyoyaki. Cei doi poartă măști în public, însă odată ce sunt doar ei doi prezenți într-o cameră, lucrurile se schimbă. Iubirea lor este una care se clatină mereu, însă atât Kiyoyaki cât și Satoko mereu găsesc o cale pentru a se reîntâlni. Zăpada de primăvară este o carte plină de descrieri, de melancolie și de sensibilitate. Este o lectură ce pune accent, pe de o parte, pe situația politică și socială din Japonia secolului trecut. Pe de altă parte, Zăpada de primăvară aduce în fața cititorului o relație de iubire tragică pe care vrei să o urmărești permanent, pentru că tot timpul se întâmplă ceva și tot timpul apar noi impedimente. Yukio Mishima știe să pună accent pe sufletul uman, pe vastitatea acestuia și să facă cititorul să fie empatic în ceea ce privește personajele din poveștile sale. Vă recomand acest volum dacă vă plac lecturile unde accentul se pune pe introspecție, pe istorie, dar și pe zbuciumul lăuntric prin care trec oamenii atunci când nu pot obține ceea ce își doresc cel mai mult. Atât pentru astăzi, să aveți o zi cât mai frumoasă! Pa, pa!